Astăzi este 23 ianuarie 2010 și mă aflu în orașul Buftea cu ocazia festivității de premiere a Asociației Colbofile Județene Ilfov, afiliată la FCPR. Stau de vorbă cu membrii tandemului Colbofil, Georgescu plus Milutin, un tandem colbofil de succes al județului, care astăzi la festivitatea de premiere am constatat că a luat foarte multe cupe, medalii, diplome, felicitări, stimați domni. Cum a fost anul 2009 din punct de vedere colbofil pentru tandemul dumneavoastră? 2009 a fost un an bun, una peste alta a fost un an bun. Se putea și mai bine, dar asta este. Rezultatele cele mai bune la ce categorii le-ați obținut, domnul Georgescu? La zborul cu pui. La zborul cu pui avem locul 1 pe județ, locul 2 pe județ, locul 3, locul 4 pe județ și mai sunt și alte locuri. Astăzi, trofeele la ce categorii le-ați obținut? Că am văzut că ați obținut multe trofee și multe diplome și... Numai la pui? Nu. Nu. La pui locul 1, 2, 3. Locul 4 național cu puiul 53-103, care a fost în expoziția națională la Brașov și care o să meargă și la expoziția Europei Centrale și de Est. Am înțeles că în Polonia. Da. La palmares viteză tineret, cu o porumbiță 220-103 de 08, care la fel în 2008 la zborul cu pui la expoziția națională a avut locul 8. Categorii preferate de zbor aveți? În general viteză și demifond. Viteza și demifond. Am încercat și fond, fiind un cuplu care abia s-a înființat. În ce an? În 2008. Ah, e un cuplu tânăr. Cu zborul cu pui. Da. La maturi, deci, practic, aveți un an și ceva de zbor. Da. În timp relativ scurt, credem că... Domnul Milutin, zburați văduvie sau natural? Am încercat și natural și văduvie, dar cele mai bune rezultate le-am avut cu femeile, jucându-le la natural, da, pe cuib, motivându-le în diverse feluri. Am înțeles. Și... chiar și văduvia ne-a dat satisfacție, dar nu așa cum ne așteptam. Fiind un cuplu tânăr și deocamdată la început, în rodaj, așa să spunem? La început nu reușim să ne încadrăm acolo unde ar trebui. Cam cât timp alocați zilnic porumbeilor? Sincer, câteva ore, să spun 7, 8, 9 ore zilnic. Asta în timpul sezonului de zbor sau și în extra sezon? Deci sezonul de zbor nu se termină niciodată. Neavând bani, neavând... Suficienți bani. Suficienți, că bani aveți. Bani. Așa cum v-ați dori, bănuiesc, nu? Da. Să aveți și să investiți în porumbei, da? Atunci trebuie să alocați mai mult timp, bănuiesc, nu? Da. Neavând medicamentele necesare, atunci ar trebui să stai mult mai mult între ei, să mergi pe sistemul natural, acesta fiind prin ceaiuri, prin... diverse medicamente care se pot lua după piața. Da, da. În cariera noastră colombofilă, ce ați investit mai mult în porumbei? Bineînțeles că pasiune. Multă pasiune, nu? Foarte multă. Dar sunt pasiune. Convins că și nervi, și sudoare, și bani în egală măsură. În egală măsură cu toți colegii mei de la asociația noastră. Am înțeles că în ultima perioadă Asociația Colbofilă, din care faceți parte, s-a întărit atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ? Adică au venit oameni cu experiență? Da, au venit oameni de la municipiul București, colbofili foarte experimentați, cu nume mare pe... În sportul colbofil național? Care au rezultate. Da, sperăm să nu fie nicio problemă pentru noi și dacă ne-am gândit că... Dar cum dacă ne-am gândit că la anul vom fi învinși, atunci n-ar mai avea rost să mai muncim. Deci, clar, îi vom bate. Ce vă plac mai mult, porumbei frumoși sau porumbei valoroși? Categorii porumbei valoroși. Porumbei valoroși, da? De la anul 2010, ce așteptări aveți din punct de vedere colbofil? Așteptam să... rezultate, în primul rând, mult mai bune față de anul 2009. Să încercăm și la fond să facem o figură frumoasă, dacă se poate, dacă mai încercăm, că suntem abia la început. Da. Și la nivel național cât mai sus, bănuiesc, nu? Bineînțeles, toată lumea speră la mai bine, de ce nu și noi. Se poate. Simțiți că se poate, nu? În 2007 am avut locul 1 la viteză tineret, național.
chiar și un loc la palmares viteză ar fi trebuit să fie, dar din motive diverse nu a fost. Din alte motive, da. 2008 locul 8 național și 2009 locul 4 național. Acum vom merge la expoziția Europei Centrale și de Est, un porumbel care are locul 2 pe România și... Din ce linie se trage? Sperăm să fie porumbelul nostru care a ajuns să facă performanța aceasta cu 3 puncte, 80 și ceva, în 3 etape, cum este premul. Se trage din linia domnului Radu Vâion, tatăl, iar mama o linie din Germania. Raimund Hermes, da? Da. Alte... Sunteți niște columbofili răbdători cu porumbei? Sigur. Da? Aveți? Le acordați multă încredere? Eu mai mult. El e mai, cum să zic, mai direct așa, nu prea are răbdare. Mai spartan, nu? Eu cer mai, tot de la porumbel în timpul cel mai scurt posibil. Pentru că... Cam cât timp alocați? Cam câtă încredere? Și în timp alocat, așa, în an, să zic, acordați unui porumbel și îl lăsați în crescătorie. În câți ani trebuie să confirme? Direct de la, pui, categoric de la pui. Întotdeauna zburăm de la pui până la... Deci prima selecție serioasă e cu pui. Acest principiul avem bine dimineață. No, aici... Ziua bună se cunoaște dimineața și atunci dacă am încercat, le-am dat șanse altor porumbei care nu au făcut performanță la pui și... Și nu au confirmat nici de maturi. Nu au confirmat deoarece nu zburăm fondul și atunci nu am avut cum să ne dăm seama de certa lor faptul. Am înțeles. Eu vă mulțumesc mult pentru amabilitate și vă doresc în continuare mult succes în sportul cu porumbofil, atât la nivelul județului cât și la nivel național. Mulțumim frumos!